Pregătiți, pregătiți să ne luăm zborul, prietenilor. Am luat-o pe Ileana să o duc la aeroport. Pleacă Germania. Ia uitați-vă, aglomerație. Să merge bară la bară. Frânează, frânăm. Gata. Gata cu distracția. O așteaptă Germania. Mercedes. Ia uite ăsta aici. Ce ai făcut, mă? Ia uitați. Vai, lu. Ce-au făcut? S-au ciocnit? Ce-au pățit? Ei, nu sunt. Cred că au oprit la magazin, nu? Mergem spre aeroport, prietenilor. S-o ducem pe Ileana la avion. O așteaptă avion. Da, își ia zborul. Lăsăm să ducă tirul. Nu ne înghesuim. Hai, mă, bagă-te și tu. Așa. Unul câte unul în formă de grămadă. Ai, ai. Ce zici, Ileana? Cum te simți? Zine ceva? Vă salut, toți prietenii. Lui Bogdan, cei mei. Toți, pe toată lumea. Da, da. Cum să mă simt? Mă simt foarte tristă. Acasă, adică și acolo e casa mea, plec de acasă, dar nu e ca aici, nu este. Dar ai sentimentul ăla că pleci de acasă, deși și acolo e casa ta, dar da. Ai sentimentul ăla că pleci, deși... Da. Și când vii de acolo aici, te simți că aici vii acasă. Exact, da, dar sunt așa într-o stare foarte... emoțională, tristă, azi noapte n-am dormit deloc, mă gândeam, e ultima noapte de dragoste, prima noapte de război, exact. Așa. Am sunat-o și n-am vrut să-mi răspundă. Nu, că n-am răspuns la nimeni, am vrut să fiu singură, să savurez așa ultima dată, ultima zi. Ultima noapte de dormit în patul tău. Exact. Da, și acum... Ultima noapte de dragoste și acum începe războiul. Prima noapte de război, da. Da. Ferească Dumnezeu de război. Nu, vorbim dar așa, acum... războiul vieții. Da, da, da. Dar acum, să vezi, Bogdane, când ajung acasă, sunt altă persoană. Deci, știi cum mă simt? Deci mă simt că sunt altcineva. Înțelegi? Pentru tine să înțeleg că e grea despărțirea de casa ta. Nu, dar eu mă simt că am două personalități. Înțelegi? În momentul când vin aici am o personalitate și când mă întorc acolo sunt altcineva. Pentru că trebuie să fii altcineva. Da. Nu? Și îmi reiau cursul vieții de acolo. Da. Înțelegi? Cu obligații buni, cu sculat de dimineață, cu program, cu... Aici... Aici ai lenevit, așa. Bateam așa, pat lungită. Da, mă trezeam când vroiam. Înțelegi? Nu era, n-aveam program. Eram program. Aici te-ai relaxat. La liber programul meu era, înțelegi? Dar acum gata. Acum trebuie să-mi intru în ritm. Acum o să ajungi, când ajungi acasă o să începi munca sau... Da, prima dată la muncă, pe urmă la bar, nu? Prima dată la bar și pe urmă la bar. La bar, a, așa. Când o să te vad acum ăștia ai tăi, care prietenii tăi de la bar. Sâmbătă, mă duc la bar. Așa, da. Când ori mâine, vede, de fapt, mâine. Întreabă cum a astăzi fost în România. Și mâine, la două sunt la bar. Băi, dar vezi tu, timpul ăsta a trecut repede. Da, foarte repede. Știi cum, primele zile, 3-4 zile, nu-ți dai seama. Ai senzația că ai o grămadă de timp, știi? Uh-huh. Ți se pare, nici nu te gândești la timp. E, când ești aproape, câteva zile înainte, ai de mine, știi cum? Pe fiecare zi ți se duce ceva din tine, știi? Pe fiecare zi devii mai trist, pe fiecare zi și în ultima zi ești caput, cum spun ăștia, înțelegi? Da, da. Nemții. Lasă Ileana, fii mai tare, lasă emoțiile, lasă astea, fii mai... Da, da.
Fii puternică. Da, da. Oricât ai fi, nu poți. Înțelegi? Așa eram și eu când plecam din țară. Trebuia să plec în Spania. Hai de mine. Foarte greu. Numai știți cine înțelege treaba asta? Doar cei care au plecat din țară afară. Au venit de afară în țară. Doar acei oameni înțeleg sentimentul ăla. E greu de descris așa în cuvinte ce ne spune ea, în cuvinte și alea, ea încearcă să împăturească și frumos. Dar uitați ce ne-a făcut guvernanții ăștia! A, ați văzut? Din cauza lor se întâmplă toate astea. Îi mușc? Ileana, îi mușc. Îi mușc dacă-i prind. Dacă-i prind, îi mușc. Da. Începe și ploaie. Ia uite ce... Da, băi, s-a spus de astăzi. De astăzi se schimbă timpul. A fost frumos cât am stat eu acasă. Da, mă. Cum am plecat eu, gata, și vremea. Vezi? Băi, chiar că mă, dar ce vreme Dumnezeu frumoasă ai avut cât ai stat acasă. Bine, da. Hai să vezi, acum ajung în Germania, se face frumos și acolo. Bine, că acolo... Ai toate anotimpurile într-o zi. Nu se pune problema. Deci ai dimineață plouă, mai pe la prânz iese soarele. După aia la vreo 3 ore s-ar putea să ningă. După aia iese soarele. Deci nu ai... Știi că vorbeam cu tine la telefon și mi-arăta, ia uite Bogdane, soare afară. Pe urmă începuse să plouă, dintr-o dată să înnorase. Da, ploaie, după aia iar soare, după aia ninge, după aia, uite așa, deci nu... Da, chiar la câteva zile a nins, zăpadă. Bă, ce trebuie să întâmplăm acolo? Exact. Zici că are cineva o telecomandă și teleghidează. Nu, păi într-un an, Bogdane, a nins în mai, când trebuia să vin eu acasă, a nins la noi. În mai? În luna mai, da. Acolo încă mai e iarnă, aici la noi, ia uite-te. Da, dar nu ține mult. Nu ține mult zăpada. Ninge acum? Păi, într-o seară era zăpada mare, când m-am trezit de dimineață nu era nimic. Te topise. Da. Păi se pune ploaia, înțelegi? După zăpada, dacă plouă, după aia zăpada se duce. Da, ce mai mult? Germania, asta, sătură de Germania. Mă duc acum iară și mai încep și de dimineață. Mă trezesc la 4, Bogdane. Când te-am întrebat, Ileana, dacă ai venit să rămâi definitiv, ce alea, ce alea? Păi n-aș veni, Stai să mă aranjez, să ies la pensie. Da, să vii și cu pensie. Să-mi iau și banii cu mine și atunci vin, că nu mai mi-e frică fără bani. Atunci nu ți-e frică. Dacă am pensia cu mine, mi-e frică de nimic. Data trecută, când ai plecat din România în Germania, da, la fel ai avut starea asta. Și când te-am sunat, când ai ajuns în Germania, ai zis, Bogdane, gata, mamă... Da, păi cum ajung acasă, gata, mă liniștesc. Te liniștești. Mă schimb, sunt altă persoană, ți-am zis, total. Da. Acum te-am văzut foarte încordată, foarte așa, da, foarte... Și am dat drumul la cameră să prind emoția. Înțelegi? Da. Da, te-ai, imediat te-ai, țaca-paca. Hai că ajungem la aeroport. Să filmăm la aeroport, să vedem ce-o fi acolo. Nebunie mare la aeroport. Mă vezi acum. Cu acolo teste, iară, boale, să mai am emoții. Hai de bine la aeroport până când trec. Iar emoții. Și după aia gata, mă liniștesc. În avion nu mi-e frică. Păi da. Nu am, îmi bag căștile în ureche, știi, când să se ridică avionul. Și gata, aia. Când ai aterizat, ai aterizat în Germania, gata, deja ești acasă. Nu, mai fac o escală, Bogdane. Fac o escală în Viena și mai stau acolo. Face escală, stai acolo o oră jumate. O oră
confirmate și după aia... Și pe urmă spre Germania. Da. Și când aterizezi din Germania, da. Te relaxezi. Nu, mă relaxez deja când sunt în avion. Da. Deja când trec zic de mamă. Zic să scap de emoțiile astea că ai plecat de acasă. Da, să-mi las bagajele. Și atunci mă plimb pe acolo, mi-au ceva. Mai am timp. Și în Austria la fel. Dacă e loc pe undeva să fumez o țigare, să beau ceva, să-mi iau un sandwich, ceva. Da-mi iau un tren, auzi, în avion, Bogdane, bag un whisky, mi-au ceva un de mâncare. Ciupito. Ce? Mi-a bag un whisky de la mic, la sticluță de aia mică, știi? În Spania spune ciupito, la paharul ăla mic. Nu e pahar, e sticluță mică, așa. A, sticluță. Da, mi-au o sticluță din aia, sau văd, eu mănânc ceva, mi-au ceva de mâncare. Cald, așa. Iau și o sticluță de aia de vin de aia mică, știi? E bine să bei o tărie după microbii aia ce ți-a capanca, știi, zbang, bum, i-ai nenorocit. Le dai taună total, te rupi cu ei, pop, dai pe-o tine, amante, mama, dracu. Nu, că oricum, asta e plăcerea mea când merg cu avionul. Trebuie să beau, să mănânc, mă simt bine, știi? Că dacă nu pot să fumez, eu trebuie să mănânc sau să beau, trebuie să fac ceva, știi? Nu știu cum e cu avionul, că n-a zburat niciodată și da, nici nu o să zbor vreodată. Mi-e frică! Da, mi-e de frică! E mai mult pericol e pe șosea decât pe... Lasă da, povestea lasă asta, că mai multe așa decât așa... În aer, câte mașini sunt? Câte mașini sunt și câte avioane sunt? Bă, lăsați-mă cu povestea asta. Lasă-mă, păi auzi, de intru, Doamne ferește, acum de mă înfig în curul ăsta, înțelegi? Am șanse să scap. Dar ăla, în fine. Da, ăla nu se întâmplă tot în fine, da, înțelegi? Da, foarte e... des. Da. Ăla nu se întâmplă des. Mie nu mi-e frică de accident că se întâmple. Și nu să se întâmple chiar cu tine, Doamne ferește, da. Mie nu mi-este nu frică... Cred. Uite-l ce face, uite-l, e la muncă, e da, stresat, băi. îl lăsăm, că omul este pe servici și are dreptate să se grăbească, că îl grăbește patronul. Mie nu mi-este frică că se întâmplă ceva cu avion, mie mi-este rău de înălțime. Tu știi că eu când m-am urcat pe Romarta și m-am uitat în jos... Lasă-mă că nu-ți dai seama tu de înălțime acolo. A? Nu-ți dai mă seama de înălțime. Eu vreau și la geam, când mă duc, îmi iau bilet la geam, să mă uit pe geam. Cum adică sunt la înălțime și nu dau seama de înălțime? Dar nu te uiți până când ești sus de tot, înțelegi? Leșin, mă! După aia nici nu mai simți, Bogdane, că ești în avion. Zici că ești undeva... Deci n-am frică de nimic în lumea asta. Nu mai simți nimic. Doar de înălțime. Nu simți că merge avionul, zici că stai pe loc. Da. Dar când știu eu că sunt acolo sus, adică că mă uit aici și... Noi, știi cum poate să-mi faci o anestezie de aia totală? Locală. Locală. Să mai vorbești. Da. La gură. Pune fermă. Îmi pare foarte rău, astăzi trebuie să accepti, eu trebuie să chiar fumez te o țigare. Da. Pentru că nu o să fumez în aeroport, ci aia și sunt deja nervoasă. Chiar adică am deja... Bagă, Elenca, bagă tare. Bagă și... Înțelegi? Recuperează de acum. Fumează un pachet jumate. Bogdane, lasă mai jos sau mai sus? Mai sus, da. Așa. Așa. Să blochez ușa, să nu mă pierd direct pe aici, să mă pierd cu mașina. Blochează. Hai, ia fumează și ne revedem. Vedem la aeroport ce-o-mi face. Aeroportul. Am ajuns și la aeroport. Ia uitați-vă câți oameni pleacă din țară. Ha? Parcarea plină. Cam așa se cântăresc aici. Bogdane, bagajul. Cum bag asta aici? Păi stai așa, stai să-l deschidem. Stai puțin. Să pun aici. Hai. Așa, asta are șapte. Ține asta puțin. Ține puțin. Stai mă că-l deschidem de tot, nu așa. Ia uite cum se vede verde. Dar de ce așa e aici verde?
Am cântărit și bagajul. Acum are 8 kg. 8 kg, tot că ai pus ăla. Da. Deci le-am cântărit și pe astea. Pleacă, Ileana, are bagaj. Are. Vă pupă, Ileana. Aeroportul. Trebuie acum să mergem să facă checking-ul. Hai în să cotroiul. Luăm înapoi și o luăm așa. Da. Pregătește, Ileana, să treacă. Da? Deci pe aici trebuie să intri, nu? Pe aici și pe urmă. Aglomera, mă, lume multă. Oamenii... Ia uitați. Ha? Pe aici. Pe aici, așa. A, nu, prima dată te duci la... Poți să intri și pe unde? Pe aici, pe unde se duc toți oamenii. Trebuie să treci. Pe aici treci de securitate și pe urmă încolo. La revedere! Prietenilor! Ne vedem când ai mai veni! Abia aștept să mai fac vloguri cu Ileana când o veni. Asta e? Vă pupă, Ileana, prietenilor! Da. A plecat Ileana, băi. Vedeți? Ce grea e despărțirea de casă. Când pleci de la tine de acasă. Chiar dacă și acolo se duce tot la ea acasă, dar nu e, mă, aici acasă. Înțelegi? Căutați câți oameni pleacă. Au sărbătorit, au petrecut. Pleci undeva sau rămâi? Sau vin sau se iau. A? E bine că nu pleci, rămâi pe loc. Staționăm. La mulți ani, sănătate. L-am destins puțin că stătea cam supărat. Stătea cam supărat. L-am făcut să zâmbească. Asta e viața, voi. Uite așa te face viața asta. Așa te face viața asta câteodată să uiți, să zâmbești, să uiți, să fii fericit, să fii bucuros. Dar n-ai un Bogdan, trebuie să-ți cumperi. Înțelegeți? Dar n-ai un Bogdan, trebuie să-ți cumperi. Uitați-vă câte mașini în parcare. Gândiți-vă așa câți oameni sunt. Ia uitați. Hmm? Parcare, băi, nu jucărie, cați. Am mașina la parcare, mă, o să-mi iau și eu mașina și am plecat. Na. Ia uitați, de unde am eu mașina? Ha? Uite-o acolo, gata, am văzut-o. Hm? Bun, prietenilor, vă las, vă salut pe toți, ne revedem la următoarele vloguri și voi știți care mă apreciați, mă susțineți, nu uitați, distribuire, like, să fiți alături de mine. Numai bine, vă salut pe toți cu respect și să fiți sănătoși și uniți, mă.